Dar de ce îl cheamă pe Cal Corleone? Pentru că tatăl meu e un fan declarat al filmului Nașu și e calul lui. Și dacă ai dat drumul așa singur, știe să ajungă el acasă? A, ce crezi că e prima oară când îl las singur? Asta înseamnă că șatra e în apropiere. Da. Sună telefonul. Tata. Da, ce s-a întâmplat? Nu pot să vorbesc. E, ce s-a întâmplat? Vino acasă! Trebuie să vorbesc ceva cu tine. Îți reamintesc că m-am mutat de acasă. Ești cu țiganul, nu-i așa? Da, sunt cu iubitul meu. Dacă vrei, o să vin și cu el. Nu, în niciun caz! Să nu îndrăzești! Nu vreau să-mi miroase casa țigan. Bine, hai că nu mai pot să vorbesc, da? Măi, fată, dacă îndrăznești să-mi închizi telefonul, să știi că cu mine ai terminat-o. Ascultă-mă atentă! A fost prins hoțul care te-a atacat atunci. Cum? Trebuie să mergem împreună la secție, să facem recunoaștere. Să... Da, ne vedem mâine dimineață în față la secție. Ce s-a întâmplat? L-au prins pe hoțul ăla care m-a atacat atunci. Da, asta e foarte bine, iubito. O să aibă pedeapsa pe care o merită. Vin și eu cu tine mâine. Hai să mergem. Acum putem să plecăm? Da. Iubitule, știu că nu-i momentul, dar mi-ai promis că îmi dai banii pentru tratamentul meu anticelulitic. Acum, mă! Ai țipat la mine, tu nu țip niciodată. Iartă-mă. Pentru cine crezi că vreau să fiu frumoasă? Pisi, iartă-mă, m-ai enervat fiica mea și... Hai să mergem. Tu te consumi atât și ea își bate joc de viață și de muncurița ta. Păi, vezi? Spune, te duci la salon seara asta? Nu, de ce? Pentru că poți să-ți dau banii mâine. Mâine! Pisi, du-te în casă, că parchez eu. Dar mă, ta, dracu, dă baga boantă. Ai venit special cu moșul ca să mă enervezi pe mine, a? Mhm. Și acum ce faci, a? Ce fac? O să vezi tu ce fac. Păi n-am făcut eu să urle de plăcere? O fac eu să urle de durere. Mă, ta, dracu, dă baga boantă. Ce facem, o urlă de plăcere? A? Alo! Luca! Băi, am nevoie de tine! Ce-i cu vocea asta? Ai băut? Nu mă interesează. Faci un duș, faci un duș rece și vii... Astăzi e confruntarea între Irina și hoțul ăla la poliție. Așa că te aștept. Fără discuție. Hai! Pisi! Pisicuțu, hai repede, tăticule, că mă grăbesc să ajung undeva. Trească marele Barusan. Șeful, am un ghiul frumos de vânzare, te interesează. Ce vrei, pleacă de aici. 2 milioane, ți-l dau. Ce 2 milioane, bă, fierul ăla, îți dau 2 milioane. Hai, te prieteni și eu, da. Dă-mi un milion și ți-e al tău, gata. Uite ce. Să mor eu. Hai, dă-mi, ia aici un, ieftin. Ia aici un ban și pleacă. Ia, îți iei o bere. Și să vă abrec cu ăștia, că merge și să merg cu tramvaiul. Nu să ajungi atunci, lasă-mă pace. Hai că spăr mașina, uite că e murdară. Poate fel cu limba. Cu ce vrei, bătălea, hai, dă-mi și mie acolo un leu frumos. Floricel, hai, tăticule, vino o dată. Ia, uite, vrei, ce fată frumoasă ai. Mai pleacă de aici. Ce te-ai profit în fața casei mele? Bă? E vedetă, vrei? Băi, e vedetă. O știu, da, de la televizor, să mor eu. Haide și eu un autograf pentru ăla mic, am un băiat frumos, n-ai văzut așa ceva. Uite că mai am ceva de făcut în casă, iubitule. Ce ai puiule de făcut? I-am promis Erminei. Nu, nu! Gata, și-l pup, bă! Bă, ce te uiți în gura mea, mă, pleacă de aici, da? Hai, bă, dă și mie acolo să plec și eu acasă. Ne devii robatule, pleacă de aici. Ce? Că ești eu, suflet, iubitule. Hai, du-te, sunt te... Bine, 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 la revedere. Hai, de prede, uite, dă banii aia înapoi, hai. Hai, hai. Hai, dă-i suta aia de mic. Hai, de prede. Hai, bine, dă și mie ceva să trăiască familia sau să moară asta. Fă firea dreacu să fii. Credeai că mă joc, hă? Gianni. Nu că Gianni, Mucles. Acum vorbesc eu. Data viitoare vezi că-i torn tot la Boșorog, ai înțeles? Ce ai încercat să faci? Păi tu ai impresia că te joci cu mine? De ce nu mi-ai adus banii aseară, a? Dar n-am făcut rost de ei încă, Gianni. Să mor eu că n-ai făcut rost de ei. De ce crezi că mi-aș risca relația cu moșul? Când vreau să mă măric cu el și să rămân cu toții aici. Fă, pe mine nu mă interesează la ce visezi tu, fă. Pe mine mă interesează banii mei, ai înțeles? Banii mei. Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye, bye! Ai răbdare până mâine, promit că ți-aduc. Nu-ți cer prea mult. Moară mama.
Dacă și de data asta am tras țeapă, vin și-mi cer copilul, dar nu de la tine, de la el. Înțeles? Îți aduc banii. Îți aduc. Să te văd. Bine. Hai și acum marși. Ia zi, mă, ce trebuie să învăț, dar? Să umblu așa cu buzunarele da, goale, nu? Ca măta, să umbli exact. Ca mama, cu buzunarele goale. N-a avut bani să te avorteze. Ia zi, mă, tu chiar crezi că-ți dă banii mie? O mai las o zi, asta e. Și azi? Și astăzi, lasă, mergem în altă parte. Să-mi găsești mie fraier la Barbuda? Da. Eu nu mai găsesc, chiar nu mai am de unde, da? Ce dracu, mă, căuți aici? Ne-a stat ea acasă? E acasă, da. Ce vrei cu el? Să vorbesc eu cu el. Dar ce, un mesaj de la tactul, ceva? Nu vrei, vreau să zic eu două vorbe. Du-te acasă. Ia. Ia zi, bă, băiete. Ce vrei? Aș cam vrea să vorbim. Da, singuri. Fără ăsta. Nu poate să plece? E omul meu, ce dracu. Mă feresc de el. Bine, aș vrea să lucrez pentru Matale. Ce onoare. Ce știi ca să faci? De toate. Dar nu-mi place să muncesc, că nu-s fraier. Adică fac de toate. Nu spăl mașini, de-astea nu stau de 6. Ai înțeles? Da. Păi ce rău îmi pare că nu se poate. Păi de ce vrei, că am experiență? Am schema plină. Îmi pare rău. Și sunt și cam bolnav. Să nu mai lași pe ăsta să vină aici. Nu-mi place măcălui. Și pe urmă nu trebuie să știe aurică ce mult eu. Patron. Du-te unde te-am trimis.